Se vorbește mult despre detoxifiere. Cu toate acestea, mulți dintre noi considerăm că este un subiect care nu ne privește. Greșit! Trebuie să fim conștienți că organismul nostru, în fiecare moment, acumulează noi și noi toxine. Din aerul pe care îl respirăm, din apa pe care o bem, din alimentele și medicamentele pe care le folosim și chiar și din cosmeticele pe care le folosim, ca să nu mai vorbim de țigări și de alcool. În plus, corpul nostru produce noi și noi toxine. Bineînțeles, ele ar trebui să fie eliminate cu ajutorul colonului, ficatului, rinichilor, cu ajutorul plămânilor și pielii. Însă, în timp, aceste organe sunt supra-solicitate și nu mai fac față. Tocmai de aceea, noi trebuie să ne ajutăm organismul și să facem periodic cure de detoxifiere. Bineînțeles, aceste cure de detoxifiere este bine să le facem cu produse cât mai naturale, cât mai bune. Iar unul dintre aceste produse naturale excelente pentru curele de detoxifiere este păstura. Păstura este unul dintre produsele naturale excelente pentru o detoxifiere naturală. Păstura, numită popular și pâinea albinelor, este un produs pe care albinele îl produc cu multă trudă. Păstura, după cum se observă, constă într-o serie de bobițe care au un gust natural dulce-acrișor. Este de fapt vorba de un polen fermentat în cadrul proceselor naturale din stup. Cum adică? Albinele aduc polenul la stup, îl așează în faguri, îl îndeasă bine de tot în fagure ca să iasă aerul și apoi pun pe deasupra o peliculă de propolis. Cum în stup este foarte cald, acel polen fermentează și se transformă în păstură, în această pâine a albinelor care este vitală pentru sănătatea albinelor și este esențială și pentru sănătatea noastră a oamenilor. Trebuie să știm că apicultorii recoltează păstură doar în calități limitate pentru a nu distruge și a nu periclita sănătatea stupului și în acest fel putem beneficia și noi de această substanță absolut miraculoasă, plină de vitamine, de enzime și de factori antibiotici, pentru că păstura, pe lângă faptul că este extraordinară pentru detoxifierea organismului, este foarte bună și pentru imunitate. Este uimitoare capacitatea păsturii de a regenera ficatul, ea reprezentând una dintre extrem de rarele substanțe capabile să refacă țesutul hepatic. Stimulează secrețiile biliare, reglează activitatea intestinală, stimulând digestia și funcția colonului. În plus, păstura întărește sistemul cardiovascular, mai ales mușchiul cardiac și capilarele, dar ajută și la formarea celulelor sanguine, atât albe cât și roșii. În plus, normalizează colesterolul și trigliceridele. Păstura stimulează și activitatea cerebrală, memoria și capacitatea de concentrare și tocmai de aceea, dacă facem o cură cu păstură, vom constata dispariția cefaleei, a amețelilor, a stărilor de oboseală, pentru că păstura reduce și efectele stresului și redă organismului starea de vitalitate. Păstura este excelentă în alimentația copiilor, a celor slăbiți și lipsiți de energie, în cazul distrofiei musculare, precum și în cazul bolilor cronice și în cazul convalescenței. În plus, păstura ne redă și strălucirea tenului, hrănește pielea și poate fi folosită și în cosmetică, în diferite măști pe care putem să ni le facem singure acasă. În timp, organismul nostru devine asemenea unui magnet, parcă atrage toate toxinele și de aici o serie întreagă de afecțiuni, obezitatea, durerile osteoarticulare, afecțiunile dermatologice, probleme digestive, probleme cu colonul, sindromul colonului iritabil și așa mai departe. Tocmai de aceea, după cum spuneam, este indicat să urmăm periodic cure de detoxifiere, iar păstura este un produs apicol excelent pentru a ne detoxifia. Și să nu uităm că atunci când dorim să ne îmbunătățim starea de sănătate și să facem o cură de slăbire, în primul și în primul rând trebuie să facem o cură de detoxifiere. Tocmai de aceea, Apiland a pregătit
păstură la 100 de grame, la 300 de grame și la 500 de grame. În plus, pentru cei care preferă gustul dulce-dulce, a pregătit și păstură în miere. Altfel spus, păstura măcinată este dizolvată în miere și se obține păstură în miere cu o concentrație de 30% păstură în miere. Este un produs ideal, mai ales pentru copii, și o să le placă cu siguranță chiar și celor mai mofturoși acest gust dulce și plăcut. Păstura sau păstura în miere se recomandă a se lua în fiecare dimineață, o linguriță copiii și o lingură adulții, și în acest fel întreaga familie poate să facă o cură de detoxifiere și să fie mult mai sănătoasă și mai fericită. Copii, părinți, bunici sau străbunici pot astfel să aleagă să facă o cură de detoxifiere naturală cu un produs aproape miraculos, păstura, pâinea albinelor, un produs apicol de excepție, pregătit de Apiland din zonele de deal și de munte ale Transilvaniei. Și să nu uităm că acum Apiland a pregătit și o promoție specială. La cumpărarea unui borcan de păstură de 500 de grame veți primi gratuit un borcan de păstură în miere de 200 de grame, iar transportul este inclus. Cei care preferă gustul dulce al păsturii în miere pot să o aleagă fie la 200 de grame, fie pot alege să-și o achiziționeze la 500 de grame. Important este că avem de unde alege, pentru că portofoliul Apiland se îmbogățește pe măsură ce trece timpul cu noi și noi apicole de calitate din zonele de deal și de munte ale Transilvaniei. Și nu uita, prinde forță cu Apiland, specialistul tău în apicole sănătoase!